astăzi suntem la lupta schimbii alături de fana noastră nebună Alex 2012. Ce faci, Alex? Cum ești? Ești bine? Ce faci, mă? Cum mi-ai spus, mă? Dacă mai spui o dată fana nebună, vezi că îți lipesc ăsta de frunte. Mă, gata, mă, ce, mă? Nu, mă, cât acum vrei să spun? Pe noi nu ești tu fana nebună, nu e ce? Noi n-am voie bine. Hai, gata, nu mai zic așa. Deci asta suntem la lupta schimbii și suntem doar noi, nu mai e Darusel, pentru că știi că ai făcut data trecută cu Darusel și vreau să spui ce părere ai avut tu data trecută, că știi că ai pierdut. Darusel a trecut runda trecută. Eu am rămas cu părerea că el este ultimul trișor și că nu poate să joace corect. Bun. Am înțeles, bă, eu sunt aceeași de părere. Chiar sunt aceeași părere că Darusel e ultimul trișor și nu știe să facă nimic altceva în afară să troleze Darcian. Ce nu știe fana acum e că și eu o să trolez la fel și ea nu mă aude și ea nu știe ce se va întâmpla. Deci chiar sunt curios cum o să reacționeze, pentru că zice da Darusel. Eu pot să zic că da, adică e foarte bine, pentru că zic eu așa că o confirm și eu că da, Darusel nu știu ce, că altfel cred că o încurcam și eu. Dar haide să trecem acum repede la ea, pentru că nu și-a dat seama. Alice, m-auzi, mă? Alice, unde te-ai dus, mă? Unde pleci, mă, Alice? Ce faci cu barca? Iar pleci cu barca? Unde te-ai dus tu cu barca? Ce faci? Unde te duci așa? Stai cu barca pe uscat pe aici. Ce înseamnă asta? Cum poți tu să mergi cu barca pe uscat? Păi plecam și eu până la mare, că văd că tu vorbești cam mult cu abonații. Ah, da, pe ce, mă, eu nu trebuie să vorbesc și cu abonații? Pe de ce vrei să vorbesc numai cu tine? Ce, da, așa de fană? Păi eu ți-am zis că ești fană nebună, că tu nu mă lași nici cu abonații să vorbesc, după cum se poate vedea, adică la unul cel mai serios. Da, bine, hai. Bine, hai să trecem la prima rundă. Deci fii atentă, facem aici 3 runde aici, 3 runde în partea aia și să vedem care o să câștige și după oamenii, ce trebuie să scrie oamenii în comentarii acum, înainte să începem așa runda, ce trebuie să scrie oamenii acolo în comentarii? Scrie cuvântul de la final și partea lor favorită. Dar scrieți voi acolo în comentarii cu cine țineți, dacă țineți cu mine sau cu fana nebună care, uitați-vă, cum mă, nu ești tu fana nebună când tu scoți sabia? Spune și mie, uite, acum am scos toporul, ce faci? Hai că n-ai cum să dai, că sunt cu creativul. Gata, Ali, suntem pregătiți de prima rundă, adică eu sunt pregătit și vreau să te întreb dacă tu ești pregătită de prima rundă, dacă crezi că o să câștigi și ce o să faci tu în prima rundă. Da, sunt chiar foarte pregătită să te bat, așa că hai să începem mai. Ah, da, că mă bați, 100% mă bați, mă, chiar sunt curios dacă tu chiar mă bați, pentru că bă, Darusel, nu l-ai bătut, dar pe mine nicio șansă n-o să ai. Dacă nu l-ai bătut pe Darusel pe mine, n-o să ai nicio șansă. Atât îți zic, dar hai să dăm. 3, 2, 1 și să vedem ce pică, ce pică, mamă, ce mi-a picat, ce mi-a picat. Ia. Mamă, ce bă ăsta, mă, n-ai nicio șansă, Alex. Uite cum arată ăsta al meu, ce îți dă mai bun dat tot. Adică la modul cel mai serios, n-are ce să-l dea mai bun dat. Ce mă, ăla, bă, ce ăla, bă? La ăsta gen, adică Darusel, dacă ar fi fost în locul meu, pentru că eu nu trișez, Doamne ferește, cum să trișez, dacă Darusel, dacă ar fi fost în locul meu, n-ar fi avut nevoie să trișeze la asta, pentru că uite. Bă, tu-ți bagi joc de mine, faci ca data trecută, tu-ți bagi joc așa de mine să cad jos. Nu, păi dacă tu stai aici, ce vine? Mi-am zis să dau ăsta jos ca să meargă ăsta, să meargă așa frumos, să se bată ăștia, pentru că uite, îi dau target la ăsta, dau target și la altul și acum o să se bată, să vezi cum o să-l bat pe altul, pentru că e ceva foarte, foarte lejer, nici nu trebuie să trișez la ăsta, adică nu trebuie să fiu ca Darusel să trișez, că ia, uite, lejer, gata, s-a terminat, nici nu-i vezi. Ce faci, mă, tu unde te uiți? Mă uitam și eu la tău, că e foarte urât, îi sângerează și gura. Păi normal, dacă l-am în cap al tău, l-am omorât pe al tău, normal că se întâmplă așa ceva. Uite, e 1-0 deja, mă, ce faci, mă, Alex, bă, tu, mă, Alex, tu măcar vrei să concurezi aici, tu ce faci așa, așa, dă-i ăsta, că dacă îți dai acum survival, să văd ce mai dai tu în el, că fugi după de el. Tu ce vrei, bă, mă, tu vrei să facem lupta schimbilor sau ce vrei să facem aici, nu te interesează, așa, deja am câștigat prima rundă și tu n-ai nicio reacție? Da, bine, hai odată să trecem mai departe, că ai da, da, am avut noroc, 100% am avut noroc, nu e de parcă o să câștig eu, mamă, ce mă, sta înger, mă, bă, nu te, tu te mă dai aici, cum să spice, mă, ăsta ție, mă, du-te mă dai aici, ai, mă, zba joc de mine, te spică ție, ăsta, ia stai puțin, că vreau să vorbesc cu abonații, vreau să vorbesc cu abonații, rămâi acolo, rămâi acolo, mă auzi, mă auzi cumva, mă mai auzi, Alice, mă mai auzi? Da, ci că Alex nu mă mai aude, dar văd că dă din cap. În fine, mă duc mai departe așa, pentru că acum trebuie să trolez, trebuie să iau aici strength-ul. Mi se pare că l-aveam cumva pe aici, prin asta dacă nu mă înșel. Nu l-am aici, dar hai să iau de aici strength foarte, foarte rapid. Trebuie să iau porțiunea asta ca să-i dau strength-ul la ăla. Și în afară de treaba asta, după ce-i dai eu strength-ul, stai puțin să-i de mamă, dar ce a făcut, mă, ce a făcut, a dat asta? A, nu l-a dat, dar stai că trebuie să dau acum, hai că e perfect că stă ăsta le în față. Dau strength-ul la al meu. Mamă, cred că mi-am dat și mie așa puțin, dar nu contează, asta e, nu mă interesează. Dar ce se va întâmpla acum este în felul următor. Eu o să folosesc acest skill entity, adică n-am nevoie doar strength, pentru că pot să folosesc skill entity-ul și cred că o să bat, dar haideți că gata, că văd că prea suit așa la noi. Mă, Alice, ce faci, mă, acolo? Bă, Alice, ce faci? Și te uiți așa după mine? Lasă-mă în pace. Ce vrei să faci? Hei, hai bă mai rapid odată, ce facem aici? Pierdem vremea. Eu cred că tu bagi magie pe ăla tău ca să câștige, ca Darusel. Nu, cum adică să bag? Nu bag nicio magie, cum să bag magie, cum să bag magie, că eu nu fac nimic. Adică ce magie să bag? N-am ce magie să bag. Bine, că uite, al meu e șmecher, al meu e înger, îngerul meu n-are cum să moară pentru că e înger. Adică tu ce, da, ce crezi tu aici? Ia, uite-te puțin încolo. Ce e acolo? Ce e? Uite-te în partea aia. Ce acolo? Uite-te la altul, așa, așa, gata. Deci fii atentă. În 3, 2, 1, dau ăsta și... Doamne, bă, Alice, unde ești, mă? Bă, Alice, de ce te pui, mă, pe ăsta? Vino repede, Alice, mă auzi, Alice? Da, de ce pui tu? Păi de ce să te enervezi dacă tu te pui aici? E vina mea că tu stai acolo? Nu e vina mea. Uite, îi dau target la ăsta, îi dau target și la ăsta și acum o să se bată și o să câștige al meu. În 3, 2, 1... nu mi s-a părut creștinesc ce ai făcut. Ce-am făcut? Mă, ce ai făcut?
făcut, mă, mi-ai spart ăsta aici, ce îți bagi joc de mine, tu spargi ăsta, tu vrei să trișezi aici, ce vrei să faci, ce crezi că faci tu aici? Nimica nu fac, mă plimb și eu. A, da, te plimb, mamă, ce NPC e, mai mare NPC decât Arusel, nu știu, adică scrieți voi în comentarii, mie mi se pare că e prea mare NPC, sincer, mai mare decât Arusel. Ce cauți mai aici, stai pe partea ta, n-ai voie, dacă ai trecut aici, ai pierdut un punct, pentru asta, oricum e 2-0 la, pentru mine, hai că nu-ți dau nici, mă, stai puțin, de ce treci la mine, e întrebarea mea, de ce ți-am dat, ți-am luat eu voie să treci la mine și nu știu eu? Păi cum adică tu mă jignești așa și crezi că nu o să fac nimica? Hai, păi cum adică, bă, ce-am, nu, te-am jignit, nu, gata, hai să dăm, 3, 2, 1, hai să vedem și runda asta, ce o să fie aici, mamă, mi-a picat și ți-a picat ție mai devreme. Mă, așa, da, sângerașul, dăm jos, dăm și ăsta jos, acum dau target la al meu, target la al tău, ce o să-i zic acum, cum o să câștigi al meu, foarte, foarte lejer, ia uite-te, se duce așa foarte, foarte frumos, foarte frumos, bă, ce fac, mă, ăștia, nici nu se bat, mă, Alex, tu ce le faci, ce, l-ai făcut pe al tău pașnic să nu facă nimic? Nu, tu folosești magii, faci cu vrăji de alea să tunete în cap la meu, nu știu ce faci. Ce tunete, mă, pe tu nu vezi că e senin afară, nu e niciun tunet, ce tunet, uite că e senin afară, nu plouă, nu face nimic, nu ninge, nu se întâmplă absolut nimic, ce tunet visezi tu? Aha, bine, înțeles, deși atent, e 3 la 0, bă, stai puțin că e 3 la 0 pentru mine, mă, ce faci, mă, Alice, tu vrei să ne jucăm aici lupta schibidi și așa, pierzi lejer, mamă, dacă, bă, dar o să descurca mai bine decât tine, mă, dar o să descurca mai bine decât, de ce îmi pui mie barca asta, ce vrei să fac eu cu barca asta, ia zile. Vreau să pleci cu ea la Constanța ca să nu te mai văd în viața mea. Ah, pe bine, bă, stai puțin că, deși asta vreau eu cu Darusel să nu mai vedem în viața noastră și ea deja crede că noi, că ea vrea să nu ne mai vadă pe noi, în fine, nu știu ce se întâmplă, dar Alice, am eu o idee, mă, unde ești, mă, ce faci, mă, cum te teleportat așa de repede, cum te teleportat așa lângă mine? Ce ai zis tu despre mine, că vrei să scapați? N-am zis nimic, am zis, nu, am zis, fii atentă, vino încoace, vino încoace, știi că avem chestiile astea aici în care poți să te bați mai așa, am zis că vreau să facem și chestia asta, adică o să mai dăm acolo în partea aia, dar vreau să facem în care ne batem noi cu ei, ce părere ai? Bine, deci eu îți dau cu sabia în cap. Bun, hai, mai departe. Nu, păi nu te bați cu mine, te bați cu oia tăi. Adică te bați, eu pun un dăsta și tu te bați cu el, pentru că o să mori. Adică tu n-ai nicio șansă. Adică la mulțimele ce cred că îți dau nether aici și tu nu o să știi nimic, pentru că tu nu știi PvP. În fine, nu mai contează asta. 3, 2, 1 și să vedem aici unde sunt talea mult mai șmechere, mult mai puternice. Și uite că deja am început cu ăsta de verdeață de care zicea, dar o să zici, ce-ți-a picat, mă? Mă, ce faci, mă? Alice, ce faci aici? Mie a dispărut Skibidiu. Păi cum ți-a dispărut? Tu l-ai în inventar. Uite-te în inventar. Ce, nu ai inventar? Ce, unde ți-a dispărut? Atunci mai te uita, uite că dai eu. Uitau eu, uite cum să cadă jos. Îți bagi joc de mine, tu serios place? Mă, stai puțin, ia arată ce ai tu în inventar, că tu acum vrei să mă trolezi. Zici că ți-a picat ceva foarte nașpa. A, am înțeles, gata, ok, credeam eu ceva în fine. Oricum n-are nicio șansă sincer asupra mea. Da, Alice, ce faci? Mă, ce e la? Uite, deja așa bătaie din ăsta. Mă, ce? Ei, nu-i corect. Deja așa bătaie, mă, ce lejer, mă, bă, nu. Am câștigat. Dar nu e corect așa, nu, mai pun o dată. Uite, s-a luat la bătaie, uite. Bă, am murit amândoi. Alice? Egalitate. Păi adică e 4-1 pentru peste puțin tu, mă, deci deja mă duci la al 4-lea punct. Adică nu e bine dacă faci tu asta. Nu vrei să rămână 3-0, că dacă mă duci la al 4-lea punct înseamnă că eu sunt mai aproape de final și să câștig. Eu spun să fie 3-1. Bine. Ah, da, 3-1. Atunci e 4-1. Nu mă interesează. E 4-1. Nu mă interesează. Dăm aici din nou. Foarte frumos. Și uite ce mi-a picat. Mamă. Uite, bă, stai mai șmecher. Bă, ce face, mă? Bă, nu-i corect, bă, așa ceva. Bă, ce se întâmplă, mă? De ce dă ăsta în el, mă? Tu te mă dai aici cu ăștia, te Alice. Ia că las pe ăsta așa. Lasă așa. Să vedem ce face al tău. Mă, n-are nicio șansă al tău, sincer. Adică dacă îi mai dă ăsta al meu 4 la 2, băi, învață să joci. Hai, mai departe. Mă, păi ce, cum adică să mai învăț să joc, mă? Păi nu mă joc eu, să bat în 3. Fii atentă, lasă, pentru că să te bați tu cu ei și să uităm acolo cine nu știe să joace, pentru că acum nu te bați cu ei, Alice. Ce nu înțelegi? Bine. Aici e vorba doar de noroc acum, pentru că dacă se, adică și la ale de noroc, dar trebuie să mai ai și tu să te mai descurci, că tu nu știi să faci PvP, nu știi să faci nimic, nu o să te descurci. Dar hai să dăm aici din nou 3, 2, 1. Și uite ce mi-a picat mie, bă, dar s-a pierdut altul. Asta e ideea, că nu știu ce mi se pare mie. Așa, dar parcă nu prea. Ia, ce ți-a picat? Iar zici că s-a dispărut. Hai, mă, du-te de aici. Bă, ți nu-ți plac Skibidi și zici că dispar, nu? Să moară papagalul meu din colivie, dacă te mint. Ce? Bă, ce ai, mă? Bă, ce puțin, mă, Alice? Alice, tu nici mă, tu ești sigur, Alice, sau ai nebunit? Că văd că te întrerupi, nu te auzi și singurul lucru pe care l-am auzit a fost de bă, cu papagalul. Ce se întâmplă? Mă, ce fac? Să moară papagalul meu din colivie, dacă te mint. Aolo, cum am ajuns eu să dau de fan asta nebună, sincer, nu știu. Chiar vreau să scap. Nu știu cum o să mai scap, sincer, că deja mă enervează. Ia uite, deci așa pus. Mă, Alice, ce faci tu aici? Ai dat repede unul, cât timp nu eram eu aici. Ai dat tu repede unul să apară, nu? Mă, ce ai făcut? Ia spune și mie. Ăsta mi-a picat, mă jur. A, te jur că ăsta ți-a picat. Da, hai să vedem dacă dau ăsta jos. Dau ăsta. Am câștigat 4-3. Nu, 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 nu
Bă, ce facem al tău? Să bate singur al meu, nici nu tătea în el. Bă, ce facem al tău? Bă, ce e bă asta, bă, Alice? Nu te descurci, bă, deloc, Alice. Nu, fii atent. Acum vreau să trecem, că deja mi s-a luat. Sincer, mie mi s-a luat. M-am plictisit, sincer, adică să te bat așa leger. Vreau acum să dăm la alea. Și vreau prima oară să fii tu, pentru că n-ai fost niciodată. Vino repede aici și trebuie să apeși de astea. Hai să vedem ce se află în interior. Ok, se află astea. Eu zic că e ok. E ok să le ai pe astea, decât care sunt acum, e ok, pentru că nu dăm foarte multe runde. Asta o să facem în alt episod, dacă mai vor oamenii. Deci dacă vor oamenii, ce trebuie să facă oamenii ca să mai facem altul? Like, subscribe, comentarii și share. Ce să facă, mă? Să dea like, subscribe, comentarii. Gata, nu mai țipa la mine, nu mai țipa. Am vrut să s-audă doar așa de două ori, să le aduci și tu aminte, nu de alta, dar nici nu te-ai auzit bine, sincer, dar în fine. Hai să trecem acum. 3, 2, 1. Și am pus pe ce? Mă, stai puțin, dar n-ai voie cu sabia, iar aruncă puțin că n-ai voie. Ce vrei? Deci cine nu face ce am spus eu mai devreme, vin peste el în casă și dau cu asta în cap. Mamă, vedeți că eu nu mai scap de ea, adică după cum puteți vedea, dacă vine și la voi e cam nașpa, sincer, dar Alice, hai, 3, 2, 1, mamă, ce s-a picat, mă, pepele, te apuci de a veni vara la tine, mănânci, te duci pe plajă, n-ai niciun sens, ce s-a picat? The chain, mă, bă, tu ia și sabie și sabie. Mă, tu credeai că o să pierd eu chiar așa de ușor? Ia uite că tot sabia de netherite a venit la mine, așa da, vrea universul. Da, așa vrea universul, tot sabia de netherite. Hai să te vedem și aici, la Enchant, ce o să spice, ia să vedem. Enchant, ce ăla, ia citește. Sharpness 2. Mamă, păi și bă, stai puțin, cum Sharpness 2, păi, bă, deși aia e bună, dar hai, lasă, că n-ai tu chain, ia-ți toată armura, vreau să fii atent. Eu mă duc acum să pregătesc să iau ce skibidi o să fie, deci fiți atent, trebuie să trolezi și la asta, vreau să iau acum repede cel mai mare skibidi, deci trebuie să luăm așa, Titan, uitați-l, Pigment Titan și pe ăsta o să-l folosim, în care o să ne batem cu ei, da? Încă nu vreau să-i arăt, până nu se îmbrobodează ea, până nu și-a toate hainele pe ea, pentru că o să câștig 100%. Alice, gata, mă, ce faci, mă? Ce, ai terminat, gata? Mă, ce? Mă, gata. Ce ești gata, mă, Alice? Bă, pune-ți toată armura, tu nu vezi că nu ți-ai pus așa, vrei tu să te bați, crezi tu, șmechere, crezi tu că o să câștigi după ce ai dat chain, doar o platoșă, doar un chestplate, tu nu vrei să spui toată armura, ce te crezi? De cine te crezi tu aici? Te crezi Darusel să faci nu știu ce? Eu sunt un păzitor de la din castele, știi tu? Da, ești din castele, ești foarte curajoasă. Fii atentă. Uite ce mi-a picat mie. Să vedem dacă ești mai ești tu curajoasă. Ia uite ce avem noi aici. Îți dau game mode survival Alice 2012 și acum tu trebuie să te bați cu el. 3 2 1 și hai să te văd, Alice, cum o să-l bați tu pe ăsta? Mă, ce faci? Ce faci, bă, Alice, ce faci? De ce mori așa? De ce mori din prima? Nu te descurci? Ce faci? Ce faci, Alice? Alice, unde ești, mă? Că nu te văd, nu prea te văd, Alice, nu te descurci? Nu mai sunt curajoasă. Nu! Fugi. Nu, gata, deja mi s-a luat, sincer, l-am aduce mai serios. Bă, Alice, bă, gata, mă, Alice. Bă, Alice, tu știi măcar să te joci la asta de skibidi? Sau mă, trulezi, faci mișto de mine și acum, de acum începi tu să joci? Eu știu să joc, numai că hai să zic un secret. Vrei să zic un secret așa? Ia, ce secret? Ce secret? Mamă, ce secret ai tu? Ce secret ai tu? Ia spune și mie, ce secret ai tu? Uite asta. Doamne, cu cine am ajuns să mă joc? Nu era destul, dar Darusel a venit și asta mai bine cu Darusel, sincer. Darusel chiar e super super prietenos, nu știu ce se mai întâmplă, sincer. Ales? Nu, uite. Fii atentă. Eu am câștigat, mulțumesc. Ce ai făcut, mă? Tu cum să câștigi, mă? Tu alo, unde crezi tu aici? Ce ai câștigat? Că n-ai câștigat nicio rundă. Ce ai câștigat? Unde ai câștigat tu? Fii atentă. Vreau să fac și eu acum, vreau să dau și eu acum de astea, fii atentă. Fii atentă, Alice, pentru runda asta, ultima rundă în care eu vreau să mă bat pentru că te-ai bătut doar tu cu ei, fii atentă. Pentru asta, dacă o să pierd eu, deci dacă o să pierd, dau toate punctele și ai câștigat tot videoclip, ok? Ok. Doar asta ai de zis? Atât? Doar ok? Da, doar ok. Am înțeles, ok. Doar ok pentru asta. Ia uite, mâncare, hai să dăm aici. Cine ne pică, ok. Stick, ok. Armură de diamant. Mi-ai furat armura aici. Ce faci? De care a fost? Ia spune-mi, vrei să mă trulezi acum? Da! Și de ce nu mai ai de diamant? Ia uite, că asta e aici. Ia stai puțin, ia uite de puțin. Deja vrei să mă păcălești? Ia uite asta unde e. Mă, tu-ți bași joc de mine, mă? Cum adică? Nu, e aici. Deci chiar așa, mersi că mi-a dat asta, așa. 3, 2, 1, sabie de iron. Mă, ce e mă asta? Și enchantul ăsta, măcar e singur enchant care mai aici, Sharpness 2. Bun, Sharpness 2, pentru asta o să te bat 100%, pentru că uite, am diamantul, nici n-ai avut, ai avut chain, adică mai bine am dat diamant și o Sharpness 3 cu iron, pentru că o să fie lejer. Oricum, eu o să te bat chiar și cu aia de leather. Vrei să o pun pe aia de leather să vezi cum te bat cu aia de leather? Da. Bine. Gata, Alice, eu sunt pregătit. Ia, uite, mi-am pus asta, eu n-am nevoie, bă, fii atent, eu o să te bat cu asta de leather foarte, foarte lejer, o să te bat cu asta, eu n-am nevoie de altceva, sincer. Dar fii atentă, acum tu trebuie să dai de ăla sau de ăla, pe care vrei, în ce parte, stânga sau dreapta? Ia zi repede, 3, 2, 1 și... vrei de aici, ok, am înțeles. N-ai voie să te uiți, bă, ce faci, te rișesc cumva, de la, bă, n-ai voie să te uiți, oricum știi că aici sunt astea mai bune în dreapta, mă, ce faci, mă, deja l-ai pus pe ăsta, nu-l pune pe partea mea, trebuie să-l pui pe partea ta, mă, hai că vin eu în partea asta dacă l-ai pus tu așa, în fine, fii atentă, îmi dau acum survival și acum trebuie...
Mamă, bă, cât de fraier ești, Rafaele. Nici măcar n-am dat bine asta jos că ai și murit. Da, du-te, mă, de aici deja. Nu, scrieți voi acolo în comentarii cine a câștigat. Și bine, eu am câștigat, dar scrieți acolo cu cine a ținut și dacă vreți să o mai aduc pe Fana, că la astea cu schimbul de ei nu s-o pricepe absolut deloc și deja mi s-a luat, sincer. Nu mai vreau nimic să fac. Auzi? Auzi? Ia fi atentă. Ia vină puțin încoace. Vină puțin încoace. Cam am ceva să spun. Am ceva să spun. Pune-te puțin mai. Vină mai aproape să spun la ureche, că am ceva să spun la ureche. Am ceva să spun înainte. Îți spun eu prima, bine? Eu am zis prima oară, cum să spui tu? Îți bașu de mine. Adică eu am zis, ce faci? Ce faci? Mă, nu da asta jos, că nu vin acolo la tine. Ce faci, mă? Mă, ce faci? Nu, nimica nu fac. Sau cu minte. Mă jucam și eu să văd cum. Hai că trec acum la tine. Hai că trec acum la tine, că deja mă și enervez. Ce vrei? Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Alice, el a fost fraierul meu Rafael și eu am câștigat. Pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.